Cinci elevi din Sălaj au fost selectați să reprezinte județul la Olimpiada Națională de Biologie, ce se va desfășura în săptămâna când va avea loc școala altfel la Drobeta, Turnu Severin. Cei cinci sunt câștigătorii etapei județene a Olimpiadei Naționale de Biologie, organizată la clasele a 7-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a, desfășurată în weekendul trecut. La clasa a 7-a, punctajul cel mai mare și calificarea la etapa națională au fost obținute de Miruna Prodan, eleva școlii gimnaziale Gheorghe Lazar din Zalău, pregătită de profesoara Codruța Pop. La clasa a 9-a, primul s-a clasat Chichi Sobolci de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei, avându-l ca profesor pe Covaci Zoltan, iar la clasa 10-a primul a fost Raul Nosa de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, tot din Șimleu Silvaniei, unde este pregătit de Liliana Pașca. Din clasa 11-a la națională va merge Alexandra Giurco, elevă a Liceului Teoretic Iona Gârbicianu, Jibou, pregătită de profesoara Adina Baltă, iar la clasa 12-a Antonia Gorgan de la Liceul Tehnologic Voievodul Gelu din Zalău, pregătită de Niculina Torje. Etapa națională a competiției va avea loc în perioada 7-12 aprilie la Drobeta, Turnul Severin.